150 de grame. Numai că cea care i-a dat viață l-a părăsit la naștere. Nu același lucru l-au făcut medicii. Au avut grijă de băiețel, iar acum copilul este pregătit să fie externat. Cel mai probabil va fi preluat de către Direcția de Asistență Socială. Medicii spun că ar avea nevoie de o familie care să-i ofere dragoste și să-l ajute să treacă mai ușor peste perioada de recuperare. Andrei, căci așa l-au numit asistentele, a venit pe lume în luna martie. Cu o greutate de doar 950 de grame și cu probleme de sănătate, nimeni nu i-a dat vreo șansă de supraviețuire. Însă copilul i-a uimit pe toți cu dorința lui de a trăi. În primul rând, dacă acum e o mână de om, înseamnă că atunci când s-a născut era un degețel, probabil. S-a născut în martie, chiar la începutul lunii martie, la 25 de săptămâni, având doar 950 de grame. Și serioase probleme legate de prematuritate, de faptul că s-a grăbit să vină atât de iute pe lume. Medicii și asistentele s-au atașat imediat de băiețel. Este un copil liniștit, rare ori plânge și foarte rar zâmbește. Parcă simte că cea care i-a dat viață l-a părăsit. Așa mi se pare că e unul dintre puținii copii triști care au trecut pe la noi prin terapie. Dar în același timp cred că ei și simt. Copiii cam toți zâmbesc. La un moment dat, dacă ai răbdare să stai să te uiți la ei, surprins pe toți zâmbind, măcar după ce mănâncă. Da, așa mi se pare că e unul dintre puținii copii triști care au trecut pe la noi prin terapie. Este foarte greu, psihic și fizic, care lucruri care se resimt mai târziu, nu în momentul în care lucrezi sau în perioada în care lucrezi. Dar n-am putea să spunem că nu, pentru că nu este un caz și nu este un caz la momentul respectiv, mai multe. Indiferent de rezultate, noi știm că am făcut tot ce am putut. Mama a plecat din spital la 3 zile după ce l-a născut. S-a întors la sfârșitul săptămânii trecute, însă nu-și dorește să-l ia acasă. Iar medicii spun că micuțul are nevoie de o familie care să-l ocrotească. Fără doar și poate are nevoie de o familie. Asta este idealul, bineînțeles. A fost impresionant. Și fetele sunt impresionate, ca să spun așa. Au fost zile întregi în care nu credeam că îl mai vedem și dimineață. Am fost sesizat de către asistentul social al spitalului cu privire la Andrei, urmând ca direcția să identifice un asistent maternal profesionist și totodată, în funcție de starea de sănătate al copilului, să vedem dacă acesta poate să rămână în asistență maternală sau va fi orientat către centrul de primire în regim de urgență minori. În spitalele din județul Sibiu, peste 30 de copii au fost abandonați de părinții numai de la începutul acestui an. Unii dintre ei au fost preluați de familii, alții au fost duși în centre de plasament.